Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată, mai ales dacă este și reparată. Despre ce este vorba? Termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere în programul Tomata a fost prelungit, după ce Ministerul Agriculturii a comis o eroare în elaborarea procedurii de înscriere. În exclusivitate pentru AgroTV, Adrian Chesnoiu a declarat că eroarea va fi rectificată săptămâna viitoare prin aprobarea în ședința de guvern a unui act normativ elaborat de urgență. Acolo am făcut o eroare cedând cumva insistențelor Ministerului de Finanțe de a introduce certificatul fiscal și cazierul fiscal, fără a verifica înainte dacă ANAF-urile teritoriale sunt pregătite să le elibereze aceste documente fiscale potențialilor beneficiari. Și am descoperit situația în care mergeau fermierii să-și solicite aceste documente și li se spunea că au datorii, că nu există bazele de date între API, iar registrele de la primării nu au fost integrate și a apărut această problemă. Am intervenit cu un act normativ, speram să intre azi, n-am reușit să obținem toate avizele, dar cu siguranță săptămâna viitoare va intra în ședința de guvern și le transmit fermierilor să meargă să-și depună cererile de înscriere. Se prelungește și termenul până la 1 aprilie de înscriere pentru a evita această soluție și le garantez că pe viitor niciun document care emană de la stat nu le va mai fi solicitat lor. A fost o eroare pe care mi-o asum și care nu se va mai întâmpla niciodată. Asta e bine să știe și să aibă încredere că lucrul acesta va fi pus în aplicare. Pentru că avem instituții ale statului care trebuie să muncească pentru fermier. Am reușit acum, după ce am ieșit din COVID, să obțin aprobarea a celor de la ANAF, să încheiem protocolul de colaborare cu ei, să le dăm celor de la Dajuri credențiale de acces direct în baza de date ANAF. Vom fi în contact permanent cu UAT-urile și cu primăriile să putem să le obținem toate datele de acolo, astfel încât fermierii să stea în câmp și să lucreze, nu să aștepte pe la cozi.